Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Salut, eu sunt Narcis și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul și la ce ar trebui să ne așteptăm săptămâna aceasta. Prețul momentan este 37.270. Bun, haideți să vedem ce a format. Am atins rezistența 0.6 Fibonacci pe weekly, adică din vârf, da, maximum, minim, da, trasăm un Fibonacci. Primul nivel 0.38, al doilea 0.5 și apoi 0.6. În 0.6 este și Golden Packet și ne așteptăm la corecții. De ce? Dacă mergem pe monthly, o să vedem că 0.6 a fost suport, rupt și acum a luat rezistență. În 90% din cazuri când testăm o rezistență, sunt șanse să respingă. Bun, haideți să mergem înapoi pe weekly să vedem unde ar trebui să respingă. Un prim suport, da, ar fi undeva la 32.000, poate chiar mai jos, spre 30.000. Dar haideți să mergem pe daily și să observăm ce a format. Avem un trend ascendent, da, și un trend descendent. În momentul de față este presat să aleagă o direcție. Fie să rupă rezistența, să o ia suport și să meargă mai departe, spre 39.000, da? Sau să rupă suportul și să meargă mult mai jos, spre 32.000, sau să atacăm fiecare minim în parte. Da? Deci avem un minim 34 și încă un minim 33.350. Da? Dacă ține unul din primul la 34, sunt șanse foarte mari să meargă să mai retesteze încă o dată trendul. Deci în principiu ar trebui să facă ceva de genul acesta. Da? Deci dacă rupem suportul, luăm rezistență și testăm aici. Dacă ține acest suport, fie mai putem să testăm încă o dată rezistența, rupem suportul, luăm rezistență, da? Ceva de genul, sau putem să testăm trendul, fie aici, fie aici, da? Acest trend o să fie o presiune ca prețul să meargă din ce în ce în ce în ce mai jos, da? Poate chiar și așa, să fie un fake, să lovească în trend încă o dată și încă o dată și încă o dată, până fie rupe și merge înapoi spre trendul nostru, care este trendul ascendent, până aici ar putea să coboare, sau poate să tragă de timp, urcă, coboară, urcă, coboară și să rămână pe undeva pe aici, pe în zonă. Asta o să vedem în timp, da? Momentan, suntem atenți la ce o să facă zilele acestea, da? Nu uitați, dacă v-a plăcut acest clip, să dați un like, să vă abonați și intrați pe linkul din descriere, pentru că găsiți acolo un curs pentru începători. Sper să vă ajute și sper să puteți vedea lucrurile din ce în ce mai clar. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!